in thrilling new living sound. Kill me with that coochie coochie coochie. Kill me with that coochie coochie coochie. Bună! În acest video îți voi prezenta un tutorial cu acest Smokey Eye Burgundy și îți voi da două alegeri diferite de ruj. Sper să-ți placă! Începe cu primerul, aplicându-l pe toată pleapa de sus și cea de jos. Deasupra primerului aplică un burgundy nu prea închis pe toată pleapa mobilă. Cu o pensulă de blending, estompează marginile. Pe marginea de sus a burgundiului aplică o culoare piersică, estompând-o pentru a face tranziția culorilor nedetectată. Pe jumătatea internă a pleapei de sus aplică un alb SIDEF pentru a capta lumina. Pe pleapa de jos aplică același burgundy aplicat prima dată, unind colțul extern de jos cu cel de sus. În colțul extern, în formă de V, aplică un burgundy mai închis pentru a crea definiție. Estompează-l și pe acesta pentru a nu se vedea linii prea dure. Aplică un creion maro pe rima internă și la baza genelor superioare. Corectează orice greșeală făcută și acoperă imperfecțiunile tenului cu corector. Fixează totul cu pudră translucidă. Prima variantă de ruj este un nude roziu pentru purtarea machiajului ziua sau doar dacă consider că un ruj închis la culoare e prea mult pentru acest machiaj. A doua culoare de ruj este un roz închis, perfect pentru seară. Următorul pas este conturarea trăsăturilor cu un bronzer sau o pudră cu 2-3 tonalități mai închise decât culoarea tenului tău.
De obicei, nu prea port blush și la acest machiaj mi se pare deja prea mult, așa că nu o să aplic. Și acesta este rezultatul final. Nu uita să dai like, subscribe și să comentezi mai jos. Pe data viitoare, bye!